Construit în anul 1972, Colegiul Economic PS Aurelian nu a fost reabilitat niciodată. Acesta este motivul pentru care în prezent există probleme în ceea ce privește principalul corp de clădire. Inevitabil au apărut diverse probleme legate de structura de rezistență, de unele căderi de tencuieli. Acesta este motivul pentru care noi am făcut demersuri să găsim fondurile financiare necesare pentru reabilitare, pentru consolidare. În prezent se lucrează la documentația pentru întocmirea expertizei tehnice a clădirii. Dacă inițial costurile lucrărilor de reabilitare urmau să fie suportate de Ministerul Educației, din cauza sumelor foarte mari, proiectul a fost lăsat de izbeliște. Avem două opțiuni în acest sens. Ori să luăm din fondul de rezervă, din sume la dispoziția primarului pentru situații de urgență, pentru că este o situație de urgență. Am înțeles că acea clădire reprezintă într-adevăr un pericol atât pentru cadrele didactice cât și pentru elevi. Sau școala să-și realizeze această expertiză tehnică. Școala a realizat uh, venituri extra-bugetare și poate din, uh, din aceste sume să-și facă o expertiză în acest sens și procedura este mult mai rapidă decât prin adoptarea unui uh, proiect de, de hotărâre. Datorită veniturilor extra-bugetare, raportul de expertiză tehnică se va face acum pe banii școlii, astfel se urgentează demararea lucrărilor. Am găsit soluția să facem noi demersurile pentru întocmirea raportului de expertiză tehnică, pe care să-l plătim cu fondurile proprii, urmând ca după aceea primăria să. La rectificarea bugetară care va avea loc prin luna iunie să găsească fondurile necesare, să ne achite contravaloarea expertizei și să facă demersurile în continuare pentru consolidarea corpului de clădire. În momentul de față, șase clase de post liceală și trei de serală au fost transferate la școala Vlaicu Vodă. Restul elevilor vor fi mutați în corpul B al liceului, care este proaspăt reabilitat. Potrivit directorului Ortan Sastănescu, aceste schimbări nu vor afecta procesul instructiv-educativ.